Municipiul Târgu Jiu devine orașul copiilor în weekend, atunci când lumea întreagă sărbătorește Ziua Internațională a Copilului. Autoritățile au pregătit mai multe surprize atât pentru cei mici, cât și pentru cei mai mari. Plecăm de la acea competiție pe care am anunțat-o de foarte mult timp, o competiție care naște foarte multe orgolii. Toate școlile generale și colegiile și liceele din Târgu Jiu participă la o competiție de fotbal pe terenurile sintetice realizate în municipiul Târgu Jiu. E și o inaugurare a acestor terenuri. Din păcate, poate, doar terenul de la școala generală numărul 7 nu este folosit în această competiție. Sunt folosite 4 dintre suprafețele de joc din unitățile specificate acolo. Le aveți în acel afiș, plus faza finală, finalele care se joacă la liceul sportiv. Deci toate echipele câștigătoare din cele 4 zone vor merge la liceul sportiv la faza finală. La acel eveniment există și premierea care se va face, sperăm noi, așa cum Dumnezeu ne-a ajutat în perioada evenimentelor legate de zile municipiului Târgu Jiu, ca și sâmbătă să avem o vreme bună și festivitatea de premieră să se facă în piața prefecturii, acolo unde, înainte de festivitate, avem un spectacol cu trupa Planeta Veselă, o trupă dedicată, cu muzică dedicată strict copiilor. Un alt eveniment important al zilei va fi La Sfatul Copiilor, întâlnirea copiilor cu primarul municipiului Târgu Jiu și cu toți consilierii locali în sala de ședințe a primăriei. Avem un spectacol oferit de Palatul Copiilor, așa cum sunt ele trecute în programul acesta. Avem o expoziție și o demonstrație de tehnică din dotare și sunt instituțiile prezentate, poliție, ISU, jandarmerie, poliția locală, vor veni cu echipament în piața prefecturii pentru copii. Avem o piesă în momentul de față pentru copii la Teatrul Elvira Godeanu, al teatrului nostru, chiar în piața prefecturii se ține acest spectacol, în condițiile în care ne permite vremea. De-am și pus pe acel afiș, am specificat că în condițiile în care vremea nu este potrivită pentru astfel de eveniment, pentru ceea ce am organizat, noi ne vom muta cu o mare parte dintre evenimente la teatru. Avem rezervată sala de la teatru pentru o parte dintre aceste evenimente. Nu toate pot ajunge acolo, dar unele dintre ele vor merge și în acea zonă. Am tot la ideea unui om care lucrează în domeniu, facem și o zi cumva a porților deschise, după ora 13:30, copiii sunt invitați în această locație pentru a putea discuta cu primarul. Ieri în ședința de Consiliu Local am făcut un apel și la consilierii locali să vină să ne adreseze întrebări, să ne dea anumite sugestii. Copiii din ziua de astăzi, am avut o întâlnire la un moment dat cu o școală din București și credeți-mă că am rămas uimit de ceea ce pot să scoată și ce pot să dezvolte acei copii minunați și erau, cred că, de clasa a doua sau a treia. Șirul evenimentelor se va încheia la ora 18 cu festivitatea de premiere a copiilor participanți la Cupa de Mini Fotbal.